Vorbesc foarte prost azi. M-am dus de 3 fucking ori la baie să fac pisul. M-am avut puțin morcov în cur. Salut și bine v-am găsit la un nou story time de pe acest canal. O să vă explic în videoclipul acesta cum trasă pic de două ori traseul și cum am reușit să învăț foarte ușor pentru a lua sala. V-am dus de pe acum că am luat-o cu 26, dar am plecat din păcate traseul. O să vă explic de la urmă. Vreau să vă spun prima oară scurt, 1 pe 2, cum să învățați foarte repede și ușor pentru sală. Eu am folosit aplicația școlarutieră.ro. Sunt 5 pași mari și lați. Bine, pe al 5-lea încă nu l-am folosit. Pe al 5-lea pas eu nu l-am folosit pentru că nu știu ce rost are. Pasul 1, cursul de legislație, în care vă este prezentată absolut toată legislația cu absolut tot ce trebuie să știți. Sunt explicate atât video cât și scris lecțiile. O să vă fie foarte ușor la reținut pentru că sunt explicate foarte bine, cam și nu repede și tot ce de pe acolo. După care pasul al doilea, indicatoare și marcaje rutiere, pur și simplu pe alea trebuie să le învățați. Pasul 3, mediul de învățare. Sunt undeva la 1100 sau 1300 și ceva de întrebări. După ce ați terminat primii 2 pași, treceți la pasul al treilea și va trebui să răspundeți la întrebări. Deci pe lângă faptul că dacă răspundeți greșit la o întrebare, vi se trece la o rubrică numită întrebări greșite și după ce le terminați le puteți relua și răspunde din nou. Aveți și variantele de răspuns, iar mai jos, în afară de variantă de răspuns, este și explicația răspunsului și este super tare. Pasul al patrulea sunt chestionarele, în care sunt, cred că, vreo 46 sau 50, undeva pe acolo, până în 50. Dacă nu mă înșel, eu l-am făcut undeva între 24 și 26. Pasul al cincelea, unde este pregătirea pentru traseu, care nu știu în ce constă, pentru că nu am fost curios și nu m-am uitat, că am zis din start, frate, dacă nu e practic, e degeaba. Bun, și acum o să vă explic cum am luat eu sala cu 26. Am învățat după școala asta rutieră timp de 3 luni, pentru că m-am apucat cu 3 luni înainte să fac 18 ani. Și am învățat progresiv, n-am îngreșat porcul în ultima zi de Crăciun și nici voi nu vă recomand să faceți asta. Deci am avut așa, deci pentru școala asta rutieră am avut atât de multe emoții cât n-am avut, cred că, în viața mea. Adică n-am intrat, prima oară ți se dau 3 întrebări de verificare cum ar veni și una dintre întrebări a fost așa, cât face 2 plus 1 sau 1 plus 1 și eu am stat să mă gândesc și am făcut pe degete. Pentru că eram super emoționat și n-am vrut să greșesc. Bă, deci am făcut pe degete 1 plus 1 și am pus 2. Că am crezut că eu poate să fie întrebare capcană. Și am trecut de la 3 și după le-am rezolvat pe toate. O singură întrebare am lăsat-o pe final, că era cu 3 răspunsuri, avea 3 variante corecte. Și n-am fost sigur cu mine. Am pus prima oară, am pus 2 și am vrut să dau așa, dar după l-am pus și pe al treilea și am făcut 26 sala. Și după la traseu, acum e boba. Prima oară am dat cu 1, deci nici nu mai țin minte dacă l-a picat pe primul din fața mea. Dar prima probă practică pe care am dat-o și am picat-o, pentru mine a fost super easy până la un moment dat. Adică am condus lejer, o singură dată am avut emoții când m-a pus să schimb aproape de intersecție banda și era roșu la semafor. Și nu prea aveam loc să mă bag. Și am dat semnal stânga, am uitat, m-am asigurat, m-am băgat și eram mai mult de jumate pe banda din stânga și puțin cu curul pe banda din dreapta, dar nu mi-a spus absolut nimic. După care într-o intersecție aici m-a picat de tot. Erau mașini pe dreapta dintr-o bandă atât cu sens unic, jumătate era ocupată. Și m-am băgat în față cât de mult am putut. M-am uitat, eu era o mașină pe la vreo 2 stânga distanță, adică vreo 100 și ceva de metri, da? Adică eu așa știu că e.
M-am băgat, am traversat intersecția, polițistul îmi zice mie că de ce n-am băgat piciorul în mașină, la care i-am răspuns în felul următor. Păi ți se pare că sunt perioada curse? Adică nici școala de șofer n-am terminat-o și sunt șofer de curse? Vă pune? După care mi-a zis să trag pe dreapta, eu... Ia și trage pe dreapta, mă uitam să nu dau cu mașina în vreo gură de aia de canalizare. Cine știe cum naiba fac prostie. Și în momentul ăla când mă uitam eu pe dreapta, polițistul mi-a spus că mașina mea se duce spre axul drumului și în același timp mă depășea și un taximetrist și mi-a tras de volan în partea dreapta, am oprit mașina, zice fă întoarcerea din 3 mișcări. Voi execut eu întoarcerea din 3 mișcări fără nicio problemă și după se uită ăsta, polițistul la mine, mă uit la el, dă-te jos. În cava și m-am dat jos, m-am dus în spate, supărat, foc acolo, mă uitam la polițistul cu 70 prin Alexandria, așa mergeam în cava și mașina aia cu suspensii de ei, uite așa făcea. Nu. Deci asta era mașina și suspensiile, uite așa erau. Deci eu, mașina era pe parcă. Și a doua oară la traseu, înainte să vin examinatorul, să mă urc eu la... ăla la care trebuie să fiu martor, m-am dus de 3 fucking ori la baie. De 3 ori la baie, să fac pisul. Pentru că am avut super mare emoție, mi-era să nu mă pice a doua oară. În fine, mă urc eu în mașină, să vedeți faza acum. Mă urc în mașină, zice ăla ce trebuie să fac, nu știu ce. Bine că nu-s ca un alt prieten, când să-i zic ăla să-i dea dosarul, să dea salut cu ea, că era femeie. I-a întins aia mâna și ăsta, în loc să-i dea dosarul, i-a dat salut cu ea. În fine, îmi zice ăsta ce zice acolo, mă pregătesc eu, îmi pun centura și că facem stânga. Mă trag eu în față, n-am dat semnal odată, mă uit stânga, dreapta, mă asigur că n-am vrut să mă pici iar, că n-am acordat prioritate. Fac dreapta, fără semnal, deci el m-a pus să fac stânga. Și îmi zice mie examinatorul acolo că, bine domnule, facem cum vrei tu, mergem pe dreapta, fără să dăm semnal, doar ne asigurăm. Când am auzit când îmi zice asta, mi-am pus așa mâna în cap și am zis, bă, îl pic și pe ăsta la altă. Dar n-a fost chiar așa. În fine, m-a vârtit la ce m-a vârtit pe acolo, să mă duc înapoi, într-o intersecție, o căruță la vreo 30 de km de intersecție, mergea super lent. Și... eu trebuia să fac stânga, cumva eu eram aici și ăla venea din partea dreaptă. Sper că vă dați seama cum explic. Și mă întrebă, s-a uită polițistul la mine, mă uit eu la el și că de ce aștept? Îi spune eu, căruța. Dar nu i-am mai spus de ce o aștept, că n-am vrut să mă pice, să nu zic că oricum prioritate chestii. Și mi-a mai scăzut 3 puncte pentru chestia asta. După care... după ce am făcut stânga, trebuia să depășesc căruța și am avut puțin morcov în curc, am dat semnal, m-am băgat în depășire și venea o mașină destul de... avea ceva distanță, dar am crezut prima oară că mă pică. Nu m-a picat, am depășit căruța, am ajuns înapoi la... înapoi de unde am început traseul și am fost super fericit și am luat traseul. Și am fost super fericit, a doua zi direct m-am dus, am luat dovadă, seara următoare, bam, direct 7000 de kilometri conduși. Am fost super fericit, mai ales după ce am picat prima oară. A fost așa ziua aia, un iad pe pământ. N-am să uit, deci am suferit teribil pentru că de-abia așteptam să iau permisul și eu am picat. A doua oară când am dat traseul, mi-a spus un prieten că să iau maxim cu 15 puncte. Și fix cu 15 puncte l-am luat. Și pe primul l-am picat cu 52, 21 că n-am acordat prioritate, după încă 21 că n-am ascultat ordinele, nu că mi-a intervenit examinatorul și încă 10 că n-am menținut direcția dreaptă. Nu știu pe unde am foaia, nu mai pasă, nici nu mi-a păsat, de două ori am dat traseul, niciodată n-am reținut numele cu cine am dat. În concluzie, sala a fost super ușoară, traseul a fost un chin pentru mine, acum nu știu, poate depinde și să ai puțin noroc, să vezi cu cine dai, poate dai de unul al treac, poate dai de unul mai milos,
acum cum ai noroc. Sper că v-a plăcut Storytime-ul, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe și ne vedem la următorul, cred că tot Storytime, pe timpul ăsta cu coronavirus și absolut tot o să vă țin pe Storytime-ul până o să treacă și o să pot să-mi continui canalul pe care am vrut să-l fac special cu mașini. Bine, nu neapărat și cu mașini, în mare parte, dar și cu niște vloguri aruncate pe acolo la întâmplare. Pa!